Promoțiile de absolvenți buzoieni de gimnaziu și de liceu din 2019 s-au dovedit mai bine pregătite în comparație cu cele din anii anteriori. Conducerea Inspectoratului Școlar a prezentat astăzi în ședința Colegiului Prefectural un raport cu privire la rezultatele examenelor naționale din această vară. La examenul de bacalaureat, Buzăul s-a situat pe primele locuri din țară în privința procentului tinerilor admiși. Comparativ cu procentul de probabilitate înregistrat în anii anteriori, în 2016 am avut 65%, 65,58%, în 2017 77,46%, 2018 75,67% și 2019 am crescut. Și sperăm să se și vadă aceste rezultate în rezultatele viitorilor studenți, cărora le dorim mult succes și îi mai așteptăm să mai vină și în Buzău să lucreze alături de noi, mai ales în învățământ. Cu toate acestea, și în acest an au fost licee cu promovabilitate foarte scăzută, motiv pentru prefectul Carmen Ichim să solicite o analiză amănunțită asupra cauzelor și la evaluarea națională, chiar dacă procentul mediilor peste 5 a fost de 71,4%, au existat școli unde niciun elev nu a reușit să atingă acest prag. Avem și 6 unități școlare cu procent de promovabilitate 0%, însemnând că acei copii au obținut medii sub 5 toți. Și acestea sunt Școala Mulcești, Școala Robeasca, Dr. Ilie Pavel de la Râmnicu Sărat, Școala 2 Râmnicelu, Școala Gimnazială Sat Buda Crăciunescu din Comuna Cislău și Școala Gimnazială din Comuna Cilibia. Urmează să facem o evaluare, pentru că acum este prematur să... Noi de-abia suntem în... De-abia s-a încheiat examenul. Ca în fiecare an, cele mai slabe rezultate, atât la evaluarea națională, cât și la examenul de bacalaureat, s-au înregistrat în mediul rural.